De-a lungul vieții am învățat că nu e bine să minți, pentru că altfel poți ajunge într-o situație de genul ăsta, ești nebun la cap. Astăzi eu și Mițu ne vom pune niște întrebări cât mai picant posibile pentru a fi nevoiți să refuzăm să răspundem sau să răspundem greșit. Sincer. Atât eu cât și Mițu vom fi supuși unor provocări super mega grele date chiar de voi. Ok, domnule Bican, fii atent întrebare. Îți place de Andreea Bostănică? Răspunde-ne, hai! Bă, mițare, să mor eu. Am crezut că început termin aici chiar așa. Da. Da, îmi place de Andreea Bostănică. Este sincer. Bă, e bună că îți place, este? O așteptăm și pe Andreea acum la un test poligraf între voi doi să vedem dacă și ei îi place. Bă, ar fi o idee, ești nebun la cap. Dacă acest vlog strânge 50.000 de like-uri, o aducem pe Andreea Bostănică la testul poligraf. How? Nu te las deloc mai ușor și vin cu următoarea întrebare. Ai înșelat vreodată? Bă, mițane, bă. Am crezut că îmi pui întrebări un pic mai grele, pentru că la această întrebare știu răspunsul din start și o să zic da! Nesincer. Păi e nesincer, frățiorul, că n-am înșelat niciodată. Te-am memat! Te-a dat frălu, Mițanu! Da, șefule, dar vezi cât de să faci provocare dacă e nesincer, ai uitat? Mamă, cât de bou sunt, am vrut să-i dau prălu Mițanu și mi-a dat prălu mie. Ce? De ce m-ai adus, mă, baie? Fratele meu, Pican, avem și un pahar cu care trebuie să bei din veciul ăsta. Cu bățul meu din veciul, ai nebunit la cap! Ia, ține-te de ăsta! Mă, să dau din veciul, e un inginic deloc! Mă, frate, nu e inginic, e dezinfectat, zic eu, zic, arătezi eu că e safe. Eu trebuia să nu mint, frate, de ce oare am mințit? De ce nu e bine să mințiți copiii, mințiți în viață, ca nu să vezi apă din veciul? Ba, e ușor așa. Mă, nu cred că în cap ești nebun, nu prea în cap. Ia stai așa, tu stai așa. Ia stai, dă-i acum. Ia. Așa, tata! Mă, nu știu să-l beau pe toți? Toți! 3, 2, 1 și... Bă, bine, mă, nu ai. Am zis cum se aude. Bă, am băută pe toate. Am băută pe toate. Am turnat restul aici în veciu. Mamă, mai fac asta în viața mea. Mai minti. Zine, frățior Antonio, ai mers în cluburi fără persoana iubită în timpul relației, practic? Bă, nu. Nu. Este sincer. Vezi? E loial, bă, Antonio, bă, nu răpări cu nimic, ești de bun. Pentru că tot au fost speculații din alea când m-am despărțit, că am fost în club, că nu știu ce, că, frate, efectiv, ce eram singur de mult timp, efectiv, dar mai că am afișat chestia asta mai târziu, știi ce zic? Sincer, mițare, vezi că gata, acum intru un joc pervers. Ok, hai să vedem următoarea întrebare. Nu mai este legată de relație, dar este la fel de dură, așa aș putea spune. Și întrebarea este, ai luat vreodată steroizi? Bă, nu știu ce să răspund la întrebarea asta. Are, dar e ceva să răspunzi, dar stai oricum, că dacă nu răspunzi la întrebarea asta, să vezi ce provocări îți dau de regres că n-ai răspuns, ești bun. Nu vreau să creez nici speculații, nu vreau să răspund nici corect, nici greșit, așa că mai bine îi las pe oameni curioși și o să refuz să răspund la această întrebare, o să fac o provocare. Picane, să nu te superi pe mine, că eu nu vreau să intru mult în trecutul tău, dar comunitatea ta cred că vrea să afle, frățiorul meu. O mai iubești pe fosta iubită? Bumițane, știi că întrebarea asta mi-a pus-o și Cătălin Măruță, dar nu eram conectat la astfel de aparate când mi-a pus-o. Răspunsul meu este nu. Și este sincer. Don't you know, pampera, you don't you know, pampera. Te așteptai, mă, la așa ceva? Bă, nu vreau să răspund, nu știu, eu doar am întrebat, te-am întrebat. Hai să vedem următoarea, că văd că am râs cam mult. Ia-ți-ne, dacă tu râzi așa mult, faci mai mult de 20.000 de euro pe lună? Bă, Mițane, sincer, nu prea am discutat despre câți bani fac, despre câți așa, dar răspunsul este nu fac 20.000 de euro. Ia, vezi, nesincer, ești, eu vezi chiar de să faci provocare că intră bine și concertele alea. Bă, dar nu fac mereu. Frățiorul meu Pican te-a scos afară și am dat un pahar de ăsta cu gheață pentru că... Ce fac, trebuie să-l mănânc? Da, vreau să... Hai că trebuie să-l mănânc, să facem pantalonaș. Bă, cum să faci, mă, gheața în pantaloni? Haide, mă! Bă, dacă faci gheață în pantalon, să faci mormolocul mic. Da, asta este, un mergi mai prost. Dacă minți, așa te întâmplă. Bă, ce mă lăcă ești, să bag un pantalon sau un chiloț? Un kilos dacă. Un kilos? Te ține? Mă ține, da. Hai. Nu vă uitați, băieți, nu vă uitați. Închideți ochii. Haide-mă! Mă, cum iese de-a dracii în ea? Mă, micule! M-am dat la fund rău de tot. E?
Ia uite, ia uite cum se aude, ia. Nu iese din chiloți. S-a dus pe picior. Ia uite-le. Mă doare mult molocul să mă arde Axana. Ui, fie și mă toată. Da, mă, da. Dar ce, nu mai simți nimic? Nu mai simt nimic. Uitați-vă și voi, frate, câtă gheață mi-am băgat la chiloți. Deci Mițu n-a avut deloc milă față de mine. Mi-a pus tot paharul ăsta plin. Aoleu, ce mă doare. Vreau acum să aflu prezentul din viața ta și să-mi spui dacă este adevărat că ai o nouă iubită în momentul de față. Mă gândeam să vină și întrebarea asta. Băi, o să răspund oficial acum pentru totdeauna. Nu am o nouă iubită. Bă, dar nu are cum, frate, că nu am. Dacă nu am, băi, e stricat, îți jur că e stricat. Nu știu dacă mintea aparat asta, eu cred că ai dat secret. Bă, dar eu nu mint, efectiv. Bă, ce credeți? Comentați în secțiunea de comentarii că... nu știu ce să zic, nu știu cine minte aici. Ficane, nu știu dacă observi tu așa, dar uite, tata a pus niște pământ pe aici, vezi? Dar nu, tot e verde, așa e mișto. Ia, gustă tu un pic din pământul ăsta de aici, poate să vezi dacă e bun la gust, dacă e bun de... Bă, adică mă să gust! Să vezi dacă e fertil, mă, așa... Bă, adică mă să gust! Hai, mă, ia un pic, mă! Mi-a luat chips! Ce să vedem, mă? Ia! Îmi imaginez așa că e bun, mă? Au! Deschide gura la cameră odată! N-ai niciun gust, cam fertil. E cam fertil? Yeah. E bine, mă, atunci. Mai minți data viitoare? Nu mai minți în viața mea. Asta voiam să aud. Și ia spune-mi acum, frățiorul Pican, o întrebare dată de comunitate, să mor. E adevărat că simți atracție față de sexul masculin? Ia zi-ne, ia. E curioasă lumea. Cum o să pune întrebarea asta? Ok, o să răspund sincer. Răspunsul meu este nu. Bă, finally, măcar țin aparatul ăsta cu mine, măcar chiar vreau să răspund sincer, ești de bun la cap. Hai, mă, că era de așteptat la asta, dar acum zine dacă ai consumat vreodată substanțe ilegale. Opa! Bă, du-te pe de aici, ești de bun la cap, oricum toată lumea știe că eu nu, pe lângă că nu consum și n-am consumat în viața mea, nici nu promovez asta, nici nu îndemn lumea să facă asta, mi se pare cel mai greșit lucru pe care ai putea să-l faci vreodată în viața asta și, da, răspunsul meu este nu. Merit și eu niște aplauze. Foarte bine, da, îmi place, normal. Hai să vedem următoarea întrebare și ultima de scap de tot. Ce bine, ultima întrebare, să vedeți după la Mița lui ce urmează, nu sunteți pregătiți. Ia ține, șefule, te-ai mai întoarce la fosta iubită sau respect? Bă, Mița, ne mai sparg cu întrebările astea să mă arăt, Alexandra, ok. Da, mă răspund eu cu tine. Răspunsul este nu. Sincer. Mițane, câte provocări am? Doar 3, nu? Doar 3? Mamă, Mițane, nu știu ce te așteaptă. Deci fii atent, frățiorul meu, 0 întrebări greșite, nesincere o să. Da, bine, mai vedem noi. Hai să mă deconectez, să schimbăm locurile și să-i punem întrebările lui Mițanu. Aoleu! Gata, e? De la poligraf. Hai, mămițule, ești pregătit? Hai și la dur o dată în relația ta cu Parpi. Ia uite-l, bă, cum a început, bă. Nu e, mă, răspund din prima. Nu. Și este sincer. Păi, vezi, mă, cum să mint? Bă, respect. Respect. Și eu respect toți bărbații care sunt fideli și care se respectă pe ei. Băi, Mițane, chiar sunt curios de chestia asta, pentru că de când te cunosc pe tine, nu te-am văzut niciodată cu țigara în gură. Așa că, Mițane, ai fumat vreodată? Băi, frățiorul meu, mă jur și poate să-ți zică și poligraful ăsta, nu am băgat vreodată în viața mea, nici măcar, mă, să-l țin așa în buze o țigară, ești nebun. Deci răspunsul e nu, n-am fumat niciodată. Și jur aici. Bravo, Mițane! Mițane, dar tu nu vrei să faci nicio provocare? Hai că intrăm în întrebările alea hardcore mod. Ți-ai șterge canalul de YouTube pentru nu 500.000 de euro, nu 1.000.000 de euro, nu 5 milioane, 10 milioane de euro! Mă, 10 milioane, mâncați-i și gura ta, e ceva, sincer. Dar răspunsul meu e nu. Da, mă, când fac altul, mă, dacă este... Cu așa din inimă, voiai să nu ștergi canalul, că na, e acolo, e cu sufletul. Dar creierul a gândit direct o opțiune, că nu o faci altul. Mițane, trebuie să faci prima provocare! Bun, Mițane, prima ta provocare o să fie să te înfășori în folie și să dăm datora cu tine pe aici, peste tot în casa ta, Mițane, ești pregătit? Hai să facem, haide, să facem. Ia uite, nu? Ai lucrat la aeroport? Da, îmi folia bagajele. Dai. Simt cum se oprește sângele așa mine, ești nebun? Se oprește, a? Adevărată, nu? Mă, să că m-am mințit.
Gata, Mițane, trebuie să-ți mai punem un AVP pe tine și te punem la pancurier. Ha, direct, la Mițane. Și acum dai 20 de genuflexii. Mamă, că nu vreau să fac genuflexii. Ha, nu pot, ești nebun, nu pot. Mamă, nu pot să fac 20 de genuflexii. Nu vreau. Atunci, băi, băi, Mițane, Mițane. Atunci, Mițane, hai să te rog, păgărim. Ești bine, Mițane? Se învârte tot cu mine, mă. Mă, uite cum e. Oh, hai să vezi ce-ți fac eu la provocările. Bă, Mițane, ai face poze nud, dezbrăcat, pentru 500 de mii de euro, jumătate de milion de euro. Nu, frate, nu, nu. Poate dacă aș fi mai bătrân și aș avea nevoie de bani, nu mai am așa chef de viață, dar am 20 de ani, sunt tânăr, răspunsul meu e nu. Sincer. Cum vă zic, mă, n-am de ce să... Îmi stric așa, știi, imaginea, mă, pentru 500 de mii. Băi, ești nebun la cap? Uite, bă, ce sincer e Mițanu, un om sincer. Bravo, bravo, Mițane. Da, a venit cu ceva mai greu. Iată-ne, Mițane. Ai consumat substanțe ilegale? Eu nici n-am fumat, ești nebun la cap, răspuns, nu, niciodată. Sincer. Cine, bă, ești nebun? Bă, Mițane. Știi că în industria asta noastră a vloggerilor, a muzicienilor, există foarte multă competiție, așa că vreau să te întreb. Crezi că sunt un vlogger mai bun decât tine? În ultima perioadă așa, dacă ar fi să o luăm lately, eu zice că da. Păi așa zice, mă, nu știu acum. Așa drăguț ești tu, Mițane. Ia mă să vezi, eu îl consider pe Picanu un talent, ești nebun. Aaa, faci provocare, Mițane. Cățești curat, dar ce fie mă, dacă așa am simțit-o pe asta, așa am simțit-o, eu nu știu, ai. Mițane, pentru că ai mințit din nou, am pentru tine un cadou, am o sticlă de sursă de vitamina C, adică de lămâie. Acră, rău, rău, rău de tot. Și o să te provoc să iei nu o gură, o lingură, nu două guri, să o bei pe toată. Cum mă, pe toată? 200 ml? Pentru minciunea asta trebuie să bei pe toată. Hai că-i dau. Ia. Ah! Wow! Mama mea, cum e sursă de vitamina C, da, m-a spart! M-a spart! E sănătos! Îi dă-ți cu cuța, uite, îi nebun la cap! Ia! Bă, bag să termin, dar stai să vezi ce-ți fac! Aoleu, ne-a spart Mițanu! Oh, veni Mițanu! Sper că Parpi se uită la acest vlog, pentru că această întrebare e pentru ea. Ai alege-o pe Parpi în locul YouTube-ului? Mamă, ce întrebare nebună! Aș alege pe Parpi, deci n-aș renunța. Practic răspunsul e nu, n-aș renunța la Parpi. Mi interpretează testul ăsta poligraf, oricum eu îl văd pe Mițu, un băiat foarte iubitor. Cred că Parpi e o fată foarte norocoasă. Însă eu sunt fericit că Mițane trebuie să mai facă încă o provocare. Mițane, pentru că iar ai mințit. Ia tu monociclul ăsta frumos. Și dă-și nici nou pe aici cu câteva ture, că toată lumea știe că e foarte ușor să mergi pe monociclu. E ca ușor, și cum mergi pe bicicletă, dar n-are un roate, ce zic? Nu am cum, e imposibil. N-ai un nod, deși n-ai cum să stai pe el, mă, frate. Ca și cum mergi pe bicicletă, ia. Oh, 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 da, hai grijă să nu te lovești. Deci vă jur, încearcă și tu. Dacă tu mergi 3 metri cu el, îți dau 100 de euro. Nu merge. Merge, mă, dai la pedală. Apasă-mă piciorul ăsta, ia uite. Ia uite cum ai luat-o. Nu merge porcăria asta. Am putut-mă și așa de vreo 20 de euro. Hai, mă, că îți dau eu și urma. Am că și tu m-ai întrebat de bani. Mițu, faci mai mult de 10.000 de euro pe lună? Am, mă, Picane, că sunt sincer cu tine. Ți-o dau din prima pasta, da. Și este sincer. Na, ți-am dat-o din prima. Ce vrei, mă, ești bun, ce vrei să zic? Bă, bucat de Mițane, ești bun la cap, ești bun la cap. Bă, eu sunt curios rău de tot de întrebarea asta. Cu Mițane, tu înainte de Parpi, ai mai avut alte iubite? No, nu, frate. Nu, no, ți-o dau și pe asta repede. Dacă zic că n-am mai avut, eu n-am mai avut relații așa. Ia. Nu. Sincer? Sincer, tată! Nu mai am făcut, eu stăteam toată ziua pe counter, mă jucam counter, Fortnite, ha, pau. Două live-uri pe zi făceam cu antrenament, cu școală, când să mi-aș iubit? Bă, Mițare, ok, n-ai mai avut alte iubite, ești băiat serios, am înțeles. Bă, dar trebuie să fie ceva, n-ai fumat, dar trebuie să fie ceva, ceva de vagabond și la tine. Așa că, Mițane, ai avut vreodată aventuri de o noapte cu gagiști? Ce nebunii, bă, băiatule, bă. Nu, n-am avut nici de astea. Oh, m-am prins, măi! Am,
nu e bun aparatul, mă, mâncate-și. Bă, Mițane, ce pubelă frumoasă de gunoi aici, nebun la cap, mișto așa, lasă, neagră. A, da. E respect, dar, Mițane, ce cum o să te faci în pubela asta de gunoi? Lasă, că m-am pregătit. Ar fi mișto, nu? Nu trebuie să mai minci. Și să-și închidem capacul. Bă, hai, mă! Să te răstogolim așa. Hai, mă, frate. Da, mă, lasă așa, te rug eu, dar mă bag. Mama, am călcat în pizza. Are, bagă-te în coșul de gunoi. Ia uite-l, mă. Ia uite-l. Haide, băi. Închidem capacul, ești pregătit? Uai, de capul meu, vine să vomit aici, mâncate așa. Hai, Mițane, te pupăm, te lăsăm acolo, noapte bună. Ia să vedem. Așa, Mițane. Cum te simți, Mițane, după ce ai intrat în pizza de gunoi? Lasă-mă, mâncate aici, bună, dacă mai spart, ești bună. Ai și ziua în care a fost plin, ești bună la cap de pizza, de taulă. Pizza de 3 zile acolo. Ce nu o să mai faci niciodată, Mițane? Nu o să mai? Mint.